În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Îi mulțumim lui Dumnezeu că din nou suntem împreună. Poate gândind la cuvântul acesta care îl formulăm de fiecare dată, că este un cuvânt de uzură, care ne-am obișnuit cu el, dar totuși nu este nimic la voie întâmplării. Mare lucru este să îl căutăm pe Dumnezeu. Sunt atâtea ispite, sunt atâtea șoapte a vrăjmașului, atâtea piedici, atâtea lupte în viața unui creștin încât de multe ori cade în lupta aceasta cu vrăjmașul, cu ispita. Și vedem mulți dintre frații noștri care și cu care nu ne mai întâlnim, nu reușim să ne mai întâlnim. De aceea este o binecuvântare și este o mulțumire pentru că ne putem întâlni în locuri ca acestea. Sigur, ziua noastră începe de dimineață cu Sfânta Liturghie și continuă într-o stare duhovnicească. Și de dimineață este tot o stare duhovnicească, dar parcă în jurul cuvântului, în această meditație a cuvântului, ne regăsim, auzim cuvinte care ne răscolesc inimile. Sigur, de multe ori și dimineața auzim cuvinte care ne răscolesc inimile, dar în această lucrare binecuvântată, Părintele Iosif nu ne-a dat numai cuvântul, ne-a dat și un exemplu de viață. Și a fost peste această lucrare Duhul acesta care ne-a înfrățit al jertfei. Noi de ce alergăm? Cât simțim o bucurie pe lângă cuvântul care îl auzim dimineață la Sfânta Biserică. Nu ne mulțumim numai cu atât. Vedeți, alergăm și după amiază. Poate dacă nu dimineață, toate cuvintele ne mulțumesc, să zicem așa, auzindu-le din gura celor care ne vestesc cuvântul de dimineață, cu privire la alergarea noastră pe pământul acesta, la semnalul care trebuie să-l tragem fiecare dintre noi, cu privire la adevăr și la minciună, la păcat și la curățenie, avem ocazia ca să profundăm mai mult cuvântul lui Dumnezeu și să le înțelegem mai bine în această lucrare. Părintele Iosif a tras un semnal deslușit în biserica noastră. Și de aceea noi ne-am adunat în jurul cuvântului și în jurul Părintelui Iosif. De aceea sărbătoarea de astăzi, ziua Învierii, sărbătoritul nostru, fratele Andrei, care ne face o bucurie, împlinind această vârstă frumoasă de 18 ani, nu numai el, stând pe bancă, mă gândeam la familia lui. Fiind din zona noastră, cunosc mai bine familia și pe tatăl, pe fratele Dragoș și pe mama, sora Adriana și bunicii, așa cum se amintea la rugăciune, fac parte din această familie lărgită, mare a oastei Domnului și a încercat să educe copiii în acest duh al oastei. Fac o paranteză și spun câteva cuvinte despre familia fratelui Andrei. Sigur, fratele Dragoș
n-a fost un tânăr din lucrarea oastei, dar cunoscând-o pe sora Adriana, a devenit și el un ostaș. Nu l-am cunoscut la început, dar am avut un coleg, un verișor de-al lui fratele Dragoș, Parascan, și știam că îl cunoșteam de la liceu, era un copil foarte obraznic. Și m-am gândit atunci, când sora Adriana a făcut pasul acesta căsătoriei, zic, cu tânărul acesta, dar Dumnezeu avea ceva în plan cu fratele Adrian, cu fratele Dragoș. Și iată că familia aceasta, Dumnezeu i-a binecuvântat cu mulți copii. Este singura familie de la Roma care are cei mai mulți copii. Este în drum să se nască al șaptelea, cu cei mai mulți copii, poate și din biserica noastră. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a avut părinți credincioși, a avut bunici credincioși. Să știți că nu este ușor să, așa cum spunea sora fratelui Andrei, să nu-ți fie frică, să nu-ți fie teamă. Noi de ce ne oprim de multe ori din alergarea noastră? Înjumătățim planul lui Dumnezeu pentru această teamă. Nu este frică de viitor, nu este frică de ziua de mâine, nu este frică de multe lucruri. Și această frică vine din lipsa lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în lucrarea oastei sunt familii, sunt frați care încă nu le mai este frică. Evanghelia de astăzi, pentru că mergem spre începutul postului mare, Sfinții Părinți ne-au pus o Evanghelie foarte frumoasă și foarte cunoscută. Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Sfântului Timotei, pentru că cunoștea Evanghelia, cunoștea cuvântul Scripturii din pruncie, și noi cei care suntem născuți în această lucrare, am avut această binecuvântare să auzim din pruncie cuvântul lui Dumnezeu și toate evanghelele acestea care se repetă în fiecare an și câte una și de două ori pe an, să le auzim mereu fiind în această adunare. Și cine spune Sfântul Evanghelist Luca despre această evanghelie prin cuvintele Domnului Iisus? Ne spune așa, în capitolul 15 citim Evanghelia. Și a zis, un om avea doi fii. Și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, tată, dă-mi partea ce mi se cuvine de avere. Și el a împărțit averea. Și nu după multe zile, adunându-și toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată. Și acolo și-a risipit averea, trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea. Și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări. Și acesta l-a trimis la țarinile sale să păzească porcii. Și doreau să sature pântecele din roșcuve pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu îi le dădea. Dar venindu-și în sire, a zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se, a venit la tatăl său și încă de departe, fiind el, a văzut tatăl său și s-a făcut milă. Și a alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și a zis, fiul, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slugile sale, aduceți de grabă haină lui cea din tâi și îmbrăcăminte și dați în el în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. Și aduceți vițelul cel îngrășat și îl înjunghiați și mâncând să ne veselim, că acest fiu al meu mort era
și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la țarină. Și când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Și chemând la sine pe una din slugile sale, a întrebat ce înseamnă aceasta. Iar ea i-a spus, fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatălui ieșind îl ruga. Însă el răspunzând a zis tatălui său, iată, de atâția ani slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis, fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Trebuie însă să ne veselim și să ne bucurăm că fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Ce evanghelie minunată! Vedem de la început, ne spune acest personaj, această evanghelie, era un tată, un om care avea doi fii. Dacă mergem în urmă, în Vechiul Testament, vedem că undeva mai era un părinte care a avut doi fii. Vorbim despre Avraam, părintele nostru. Și acolo s-au despărțit. Isaac a rămas în casă și Ismail a fost cel care a plecat împreună cu mama sa, Agar. Trece mulți ani, mulți ani, mulți ani trec. Și iată Mântuitorul vine și spune pilda aceasta. Un tată avea doi fii. Unul a plecat, iar altul a rămas în casă. Prevestește întoarcerea neamurilor în casa lui Dumnezeu. Ce mare lucru! N-au înțeles mulți această prorocie care a făcut-o Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, despre Fiul acela care s-a dus și care s-a întors. Și despre acest fiu care a rămas în casă. Acest fiu bun, să zicem așa, nu și-a luat averea, n-a cheltuit-o, n-a plecat, nu l-a supărat pe tatăl, i-a rămas în ascultare. În tot timpul cât fiul cel mic s-a dus. Dar vedem un lucru, nu s-a bucurat de primirea fratelui său. De cel care și-a cheltuit averea, de cel care a înstrăinat și a înflămânzit și a pribegit și a dorit să se întoarcă acasă. Nu s-a bucurat. Și tatăl îi spune acelui fiu mare, care era ascultător, toatele mele ale tale sunt. Și așa era. Îi dăduse Dumnezeu lui Israel, tot îi dăduse. Dar nu s-a bucurat de întoarcerea fiului său. Iată dragostea tatălui. N-a înțeles lui Israel. Nu înțelegem nici noi astăzi. Să știți că nici noi nu înțelegem de multe ori această evanghelie. Cum tatăl poate primi un păcătos? Poate primi un desfrânat, așa cum a fost fiul? Poate primi un rătăcit care i-a cheltuit toată averea? Și a batjocorit și numele prin comportamentul său. Cum îl mai poate primi? Și cei buni, cei care au rămas în casă, cei care n-au greșit cu nimic, totuși tatăl n-a făcut
după mintea noastră și după mintea lui și după mintea rațională a omului, n-a făcut dreptate. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin prorocul Isaia în capitolul 55. Căci gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și căile mele nu sunt ale voastre, zice Domnul. Și cât de departe sunt cerurile de pământ, așa de departe sunt căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre. Vedeți gândul lui Dumnezeu? Nu s-a potrivit niciodată cu gândurile noastre, cu mintea noastră rațională și nu se va potrivi până la sfârșitul veacurilor, niciodată. De aceea, judecata aceasta, pentru că aici este mila și judecata. Mila Tatălui, dragostea Tatălui și judecata Fiului, judecata omenirii. Chiar în câte cazuri nu-L judecăm noi pe Dumnezeu? Omul îl judecă pe Dumnezeu că nu face dreptate, că lui nu i-a făcut dreptate, că el este ascultător, că nu este binecuvântat. Și câte lucruri nu zicem. Așa cum a zis acest fiu mare, acest fiu ascultător, ce a făcut acest fiu mic? Când și-a dat el seama de bunătatea Tatălui? El și-a dat seama de bunătatea Tatălui, celălalt nu și-a dat seama. Atunci când a ajuns în lipsuri, când a ajuns fără niciun sprijin, când și-a adus aminte de casa Tatălui, când a făcut Sfântul Apostol Petru o pocăință cu adevărat? Când a făcut-o? După ce s-a lepădat. A fost cea mai înălțătoare pocăință. Sfântul Pavel, la fel, și el face o pocăință așa de mare, considerându-se cel mai mare păcătos, un lepădat. Când facem noi o pocăință cu adevărat? Când ne vedem păcatul, când ne venim în fire, când dăm noi respect unei persoane, când ne face un bine, nu? Când îți face cineva un bine, eu știu, la serviciu, la spital, oriunde ai fi, te ajută cineva cu ceva, îi ești recunoscător. Până atunci, cum ești? Indiferent. Deci Dumnezeu i-a trecut, ne arată această pildă, care este o realitate. Și este vie și până astăzi, și va fi până la sfârșitul veacurilor, această realitate, acești doi fii. Unul care este în casă și nu se bucură prea mult de atitudinea tatălui, pentru că tatăl nu gândește ca el. Și celălalt care pleacă și se întoarce, și tatăl se bucură. Auzeam un cuvânt, acum când am fost la Sibiu, spunea mitropolitul, cred că l-ați auzit, tatăl i-a dat tot, spune cuvântul, dar i-a mai rămas ceva. Ce i-a rămas? Dragostea, nu? Dragostea tatălui care l-a așteptat, care l-a văzut de departe. Cum l-a văzut de departe dacă nu l-a aștepta? L-a așteptat, sigur. Tatăl ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Poate o parte suntem în casă. Poate n-am greșit așa cum a greșit acest fiu. Poate o parte suntem plecați de lângă casă, din dragostea tatălui. Dar aici arată două stări. Mai arăta ceva Evanghelia de duminică trecută, doi oameni, vameșul și fariseul, două stări greșite, să zicem. Vameșul avea fapte bune, nu? Ca și acest fiu. Nu ieșise din cuvânt tatălui, dar s-a lăudat cu faptele sale. Așa și acest tânăr s-a lăudat. Tată, eu nu ți-am făcut supărare și mie nu mi-ai făcut nimic din ceea ce îi faci fiului tău, acest fiu al tău. Nici nu i-a spus fratele meu, fiul tău. Aceasta este o stare rea înaintea lui Dumnezeu. De ce ne arată Dumnezeu cât de departe sunt gândurile noastre raționale? Nu putem să intrăm în această judecată, nu ne dă voie să judecăm pe nimeni din adunare, să judecăm pe nimeni din stradă,
N-avem niciun drept. Nu cunoaștem decât ceea ce vedem. Nu putem judeca după aparență. Greșim total. De aceea, ce ne rămâne noi, pentru noi, este să ne vedem starea. Ce sunt eu? Un fiu rătăcit? Un fiu nemulțumit? Ce sunt eu? Sunt ceva. Pentru că sunt doi fii. Nu mai era al treilea, cel bun, care s-a bucurat de deciziile tatălui. Nu era. Erau doi fii. Unul care a plecat și altul care a rămas. Deci asta ne-aș Dumnezeu să putem înțelege cuvintele acestea. În lucrarea oastei s-a transmis totdeauna mesaje clare. Eu așa am cunoscut lucrarea oastei. Dacă noi am greșit, n-a fost pentru că lucrarea oastei a fost rea. Dacă fiul a plecat, n-a fost pentru că tatăl a fost nedrept sau nu s-a comportat bine. A fost o decizie a fiului. Greșeala ne aparține dacă greșim. Nu este o greșeală a lucrării, a învățăturii. Eu știu ce putem noi condamna. Nu, a noastră personală este. Dar și întoarcerea ne revine fiecăruia dintre noi. Să ne vedem bine starea, pe ce poziție suntem. Și ne arată dragostea Tatălui. Ce putem vedea aici este dragostea Tatălui. Cât de mult îi iubește El pe fiecare. El și pe unul și pe celălalt. Pentru că era fiii Săi. Dumnezeu spune că ne-a creat după chipul și asemănarea Sa. Celui mare le avea pe toate. Israel le-a avut pe toate. Cel mic a fost mulți ani pribeag. Prin jertfa de pe cruce ne-a înfrățit. Ne-a înfrățit, sigur. Ne-a dat această mare har să putem să fim frați, deși nu ne vedem bine. Cel mare cu cel mic, sigur, cel mare totdeauna este superior. Tatăl îi aparține, spune cuvântul. Ale mele sunt toate, ale tale sunt toate, nu? Nu așa îi spune tatălui, tatăl fiului său cel mare. Și nu este această unitate, dar vedem dragostea tatălui. De aceea El ne primește pe fiecare dintre noi. Avem locul acesta, mă uitam la motoul care l-a pus fratelui Andrei, de a rămâne permanent sub cruce. Aici suntem chemați fiecare dintre noi, de a ajunge sub cruce și a rămâne sub cruce. Putem birui sub această cruce. Putem să trecem biruitori fără să ne fie frică. Vă spun, mă bucur pentru această familie care Dumnezeu a binecuvântat-o cu mulți copii. Și vedeți ce spune, sigur, noi suntem cunoscători ai cuvântului Dumnezeu, așa cum spune despre Sfântul Timotei din pruncie. Și acest psalm 125 care spune așa, 126, precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, că nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașul său în poartă. Cuvântul îl fericește. Nu îl fericim noi. Cuvântul îl fericește. Fericit vei fi când casa îți va fi plină de copii. Noi ne găsim fericiți în cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am uitat fiecare în partea noastră. Unde mă fericește pe mine cuvântul lui Dumnezeu? Mai sunt fericiri pe care ne fericește în parte dacă le împlinim. Știți acele nouă fericiri? Cei ce plâng, cei sărași, cei flămânzi. Cât ne mai încadrăm noi în fericirile acestea? Dragilor, frați și surori, în această lucrare trebuie să ne verificăm de fiecare dată starea noastră. Cât mai suntem noi în cuvântul lui Dumnezeu prinși, sau cât îl mai căutăm noi pe Dumnezeu, câtă preocupare mai avem noi de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Fratele Traian spunea, te caut, te caut, Iisuse, din zori până în amurg. Mai căutăm noi pe Dumnezeu așa? Sau îi dăm foarte puțin din timpul nostru, care îl mai avem liber? Dacă am conștientizat toate aceste cuvinte care le auzim, și măcar câte puțin, ați văzut cum le spune ucenicilor, dacă ați avea
Credință cât un sâmbure în grăunte de muștar. A spune acestui munte și se va muta. M-am gândit și noi dacă am aduna din tot cuvântul care îl auzim, cât? Cât un grăunte de muștar, dar să-l punem în inima noastră și el aduce rod. M-am auzit un cuvânt acum, de fiecare dată când merg în țară și aud, așa rămân de bucuros. Cuvinte care poate le-am mai auzit altă dată, dar nu mi-au rămas în inimă. Și se spunea despre credință. Noi spunem, a scăzut credința, a slăbit credința, nu mai avem credință. Și spunea părintele, zice, capitolul 11 la Evrei, autorul, credința e pusă acolo, în capitolul 11. Ea nu este vorbită, ea este transformată în fapte. Așa este. Când nu mai avem fapte, nu mai avem credință. Ce poți vorbi despre credință? Citim capitolul 11 și vedem ce au făcut cei care erau plini de credință. Ce a făcut Moise? Când s-a făcut mare, spune cuvântul, n-a mai vrut să se numească fiul fiicei lui Faraon, ci a dorit să sufere cu poporul în pustie, renunțând la plăcerile de o clipă ale Egiptului. Vedeți ce a făcut credința? Femeile de Isaac vorbește de cei care au fost tăiați cu ferăstrăul și atâtea lucruri. Aceea este credința. Ce putem noi vorbi despre credință? Doar să citim faptele celor care a trăit credința. Să privim, așa cum ne spune tot în capitolul de la 13 la Evrei, la mai mari noștri, la cei care ne-au vestit această credință. Ei ne-au vestit-o prin fapte. De ce am spus la început, Părintele Iosif, nu ne-a dat numai cuvântul. Noi avem cuvântul, lumea astăzi este plină de cuvânt. Încă suntem, cred că și eu, unul dintre vorbăreți, care ne place să vorbim. Și nu puțin, mult. Vedem predici care depășesc mult. Poate de multe ori sunt vorbe goale. Ce bine ar fi dacă ar s-ar vedea faptele. Acestea v-ar ajuta și ne-ar ajuta pe toți să creștem. Faptele, nu vorbele. Aceste vorbe de multe ori noi le pierdem până ieșind de pe ușa aceasta. Sau le pierdem până și la sfârșitul adunării. De aceea, acești tineri care astăzi stau în fața aici și merg și ei după noi. Frate Andrei, privește în familie, privește la bunici, privește în adunare. De multe ori noi, privind în adunare, trebuie să fim foarte atenți. Că ne sar în ochi doar cazurile mai slabe. Cei care n-au reușit să creadă cu adevărat, n-au reușit să privească la cineva cu adevărat. Și zicem, păi vezi fratele, păi uite la ceala, uite la ceala, nu și ei frați de adunare. Pa da, sunt și ei în adunare. Dar sunt frați care au înțeles și frați care n-au înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este diferența. Acolo unde vezi fapte, ce vezi? Credință. Acolo unde nu sunt fapte, ce este? Necredință. Este foarte clar. Înțelegeți? De aceea Mântuitorul, când ucenicii spune Mântuitorului cu neghina, nu? Păi, n-ai semănat tu grâu. Cum de-ai ieșit neghină? Hai să smulgem. Nu. Lăsați-o până la trăierat. Și atunci grâul va fi pus deoparte și neghina deoparte. De aceea să ne dăm toată silința noastră, spune Sfântul Apostol Petru, toată silința să o punem din noi, pentru că vin în urma noastră copiii noștri. Începem și noi cu majoratul, mă gândeam, și cred că fiecare dintre frățile voastre v-ați uitat peste anii care au trecut la Roma. Eram tineri, acum 20 de ani. O parte din copiii, ce mulți dintre ei nu erau, noi eram tineri, îmbătrânim și vin și ei după noi și vor să vadă ceva. Noi am văzut ceva la părinții noștri, sigur că am văzut. Cei care suntem depășiți de 50 de ani, am prins și cu fratele Traian și cu fratele David și cu atâția frați care i-am cunoscut în lucrarea voastră. După am avut repere foarte bune. Dar ei astăzi, sigur că trebuie să vadă și ei ceva la noi, nu? Și atunci suntem obligați să ne dăm toată silința. Pentru că vom răspunde înaintea lui Dumnezeu și pentru sufletele care ne-au fost încredințate familiilor noastre, nu numai familiei, adunărilor noastre. Să știți că fiecare care stăm în adunare în lucrul acesta, vom răspunde pentru un suflet care l-am smintit. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vom da socoteală pentru orice suflet
Pentru micuți, ne spune, pentru acești micuți ai mei, care le-ați fost minteal. Mai bine ar fi fost pentru voi să vă fi legat o piatră de moară de gât să vă aruncați în mare. M-am gândit mult la cuvântul acesta. Păi, nu este mare păcat să te sinucizi? Ba da. Dar să transmiți generațiilor o învățătură greșită prin comportamentul tău. Mai mult rău aduci. De aceea să învățăm, să putem strânge câte ceva din cuvintele acestea, foarte puține, pentru că avem copii. Avem o răspundere așa de mare în familiile noastre. Sigur, Sfântul Petru ne spune că vrăjmașul răcnește azi mai mult ca niciodată, ca un leu răcnește. Nu vedem? Să înghită chiar și pe cei aleși. Nu vedem lucrul acesta? A intrat și în lucrarea oastea. A intrat unde a pătruns el? Dar de ce a intrat? Nu ne punem întrebarea. N-am mai văzut focul acesta. Oastea a avut un foc puternic al jertfei, al suferinței, al lacrimilor, al rugăciunilor, care vrăjmașul nu se putea apropia. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur un lucru foarte frumos. Zice, acolo unde este în clocot, musca nu se apropie. Ajunge la distanță, simte această putere a focului și nu se apropie. Așa este și ispita. Acolo unde familia este în clocot, nu are cum să se apropie. Este multă rugăciune și armată de îngeri păzesc acel suflet. Dar acolo unde s-a pierdut rugăciunea, este ușor să cadă sufletul pradă vrăjmașului și ispitilor. Să ne ajute Domnul să putem înțelege cuvintele acestea. Ca în ziua judecății să avem un răspuns bun pentru toată activitatea noastră. Și acești copii care cresc și vin după noi, așa de repede au crescut, erau micuți. Mi-aduc aminte când îi duceam vacață micuți. Uitați, acum fac 18 ani, sunt mari. Timpul a trecut. Nu a trecut timpul, trecem noi prin timp. Și tot mergem așa. Și vedem că cei dinaintea noastră s-au dus. Și noi suntem astăzi. Frățile voastre sunteți. De aceea să ne ajute Domnul să putem să fim un model de viață, să putem să ne vedem starea noastră, care dintre acești doi fii suntem noi. Și să ne putem pune așa cum ne cere Dumnezeu, să ne vedem doar păcatele noastre, că în felul acesta ne putem mântui, slăvit să fie Domnul.